Biserica Parohiei Meriș din județul Mehedinți a fost resfințită astăzi de preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Se sfințește biserica aceasta cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură. Cred că fiecare generație și-a făcut datoria ca să o restaureze, ca să o repare, ca să o acopere, pentru ca noi astăzi să ne bucurăm de existența ei, să ne bucurăm de frumusețea ei, să ne bucurăm de vechimea ei și să ne rugăm în interiorul ei, știind că s-au rugat părinții dumneavoastră de aici din sat, bunicii dumneavoastră. Mă bucur foarte mult că s-a pus tablă de cupru. Aceasta va ține mult, este trainică, va dăinui foarte mult. Lucrarea merită toată aprecierea noastră și părintele Gheorghe Vâlceanu, stimat și apreciat de către noi toți, mai ales de dumneavoastră, cei care sunteți enoriași, pentru că a purtat grijă să restaureze această biserică. La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a acordat mai multe diplome de cinstire credincioșilor care au contribuit la refacerea bisericii. A fost destul de greu, în primul rând până s-a ajuns la convingerea că trebuie neapărat refăcută biserica și a fost mâna lui Dumnezeu aici, pentru că în anul 2011, în vara anului 2011, un vânt puternic a luat acoperișul, o jumătate din acoperișul Sfintei Biserici, și atunci Consiliul Parohial a hotărât ca să se refacă acoperișul și văzând că există și alte lucruri de făcut în jurul Sfintei Biserici, am continuat lucrările pe parcursul a 4 ani. Dumnezeu să ajute pe părintele nostru că este bun. A fost un moment de bucurie, a fost un moment măreț, pentru că știm că și biserica din localitatea noastră este în rând cu celelalte biserici, este sfințită și cu toții ne rugăm celui de sus. Biserica din Meriș a fost construită între anii 1878-1887 și o iară ca ocrotitor pe Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.